apropiat. Este clar că ieșind din Uniune, Marea Britanie va pierde o piață de 400 și ceva de milioane de consumatori. Marea Britanie are circa 60 de milioane de locuitori. Deci scăzându-i din cele 500 milioane, rămân, să zicem, 450-440 de milioane. Deci o piață mare pe care, de care a profitat foarte mult Uniunea Europeană.